Bună ziua, doamnelor, domnilor și dragi copii! Astăzi la școala de televiziune Dicte.ro vă povestim despre un eveniment astronomic. Mai puțin sărbătorim Ziua Internațională a Fericirii și nu întâmplător e stabilită pe 20 martie, atunci are loc și echinoxul de primăvară. Este acel moment când planeta noastră se află într-un loc perfect de pe orbita sa, astfel încât razele soarelui să ajungă în ambele emisfere, iar ziua să fie egală cu noaptea. De asta se numește echinoxiu, pentru că planeta noastră începe să primească mai multă lumină și căldură. Întreaga natură se trezește la viață, iar asta ne face și pe noi mai fericiți. Aceasta este echinoxiul de primăvară și mai avem unul și toamna, dar ăla e mai trist pentru că marchează începutul sezonului rece. Între cele două echinoxii avem și două solstiții, unul vara când avem cea mai lungă zi din an și unul iarna când avem cea mai lungă noapte din an. Pentru cele mai multe popoare, inclusiv noi, aceste momente sunt importante și ne reglăm ceasul după ele. Așa că după echinoxiul de primăvară, în ultima zi de duminică din luna martie, dăm ora înainte ca să ne bucurăm mai mult de lumina soarelui. După cel de toamnă, când ziua începe să scadă, dăm ora înapoi din același motiv, ca să fim mai fericiți. Lumina soarelui ajută la fixarea vitaminei D, fără de care am fi mereu triști. Atât pentru azi. Eu sunt Dara Firică, numai bine, pe curând!